Îți dorești ferestre foarte suple și ajungi pe șantier să pui profile de aluminiu. Dar îți dai seama că te costă foarte mult și ajungi să iei niște profile proaste, pentru că profile de aluminiu cu termomodul costă foarte mult. Știm cu toții că profile de PVC sunt mai accesibile financiar, dar sunt foarte, foarte butucănoase. Ei bine, există astăzi tehnologie de profile din PVC la supleța celor din aluminiu, dar mult mai economice din punct de vedere financiar și cu performanțe termice mai bune. Hai să vedem despre ce este vorba. Am venit la Fensterbau Frontale 2024, cel mai mare târg internațional dedicat ferestrelor, unde nu găsim doar profile, ci găsim tot ceea ce înseamnă o fereastră, de la fenolerie, chedere, garnituri, încuietori, balamale, mânere, sticlă și, bineînțeles, o gamă variată de profile. Sunt acum în standul celor de la Rehau, care sunt disponibili și în România, unde au lansat cel mai nou produs al lor din gama Artevo. Este un produs nou, foarte, foarte suplu, care preia foarte mult din proprietățile și caracteristicile profilelor de aluminiu, mai ales la zona de aspect, pentru că are muchi drepte și un profil foarte îngust. Au reușit să facă așa de îngust pentru că este armat cu fibre de sticlă în masa lui. Profile disponibile pentru case pasive în România au fost cele de la Geneo. Sunt disponibile în continuare pe piață, fiind profile certificate, dar acest nou profil din noua generație este și el certificat în standard de casă pasivă, un lucru care pentru mine este important să aleg un producător sau un furnizor ce are profile certificate, pentru că asta înseamnă credibilitate și institutul îmi dă garanția că sunt profile de cea mai bună calitate din punct de vedere termic. Profilul de față, Artevo, este certificat pentru zona climatică rece. Asta e foarte important. Deci știu pentru că România este o zonă rece, temperat, rece și profilul trebuie să fie aferent, cum scrie și pe certificat, Cold Temperate Climate. Vedem partea de izoterme, care ne arată comportarea profilului din punct de vedere termic. Apoi vedem dimensiuni și valori de coeficienți de transfer termic, cumpris între 0,81 și 0,88 pentru elementele de fereastră. Apoi detalii de montaj, unde iarăși e foarte important cum montăm fereastra într-o casă eficientă energetic. Bun, profilul de față ce are special? Are suplețea asta dată de înălțime mică de profil și de zone colțoroase. Suntem obișnuiți cu profilele de fereastră din PVC ca fiind foarte rotunjite și foarte înalte, adică foarte groase, ele mușcând mult din conturul ferestrelor. De asta, de fapt, sunt și evitate de regulă, mai ales în arhitectură, sau în detalii de arhitectură, pentru că ajung profilele să fie de 14, 16 și chiar și 20 de centimetri grosime și iau mult din ochiul de fereastră. Fereastra ajunge să fie așa bandoacă, cum îi spunem noi. Și atunci, toată zona asta de muchi a ajuns să fie dreaptă și să preia din forma profilelor de PVC. Cum s-a reușit acest lucru? S-a reușit prin imersia unor fibre de sticlă în toată masa profilului de PVC. Adică nu este doar plastic, chior, cum am putea să spunem așa simplist, ci în această masă plastică sunt puse niște fibre de armături care îi dau o rezistență mult mai mare profilului. Rezistență mecanică pentru că știm că profilele tind să se torsioneze de fapt și să se deformeze. Până la 2,40 m profilul de față poate să funcționeze fără armătură metalică, până la 2,80 m se mai inserează această armătură metalică pentru care coeficientul de transfer termic ajunge între 0,92 și 0,97. E important de știut acest lucru. Asta dacă vreți ferestre foarte înalte. Ce înseamnă varianta coplanară? Înseamnă că ochiul de fereastră mobil și cu rama fixă sunt în același plan. Și avem fețe drepte, ceea ce ajung să imite foarte bine partea de aluminiu, plus tratamentul la nivel de vopsitorie sau în foliere se poate duce într-o zonă de textură metalică sau, dacă nu vă place textura metalică, există și varianta de placare. Am văzut profilul în secțiune care pentru mine ca inginer este interesant pentru că înțeleg structura lui și, apropo, nu numărul de camere determină rezistența termică a unui profil. Deci nu 5 camere, 7 camere, 10 camere ne arată cât de performant termic, ci este coeficientul de transfer termic aferent profilului care se măsoară. Ce pot influența camerele sunt eventual rigiditatea modulului și rezistența fonică. Dar rezistența fonică este dată per fereastră și în funcție de tipul de sticlă aplicat. Cu 3 foi de sticlă, profilul de față poate ajunge la 48 de decibeli rezistență fonică. Lângă mine am o fereastră de 2,80 m, destul de suplă, cum puteți vedea și voi, lucru greu de rezolvat altfel cu profilele clasice de până acum, cu profilele de PVC. De aceea, de regulă, se mergea pe profile de aluminiu și se vede clar conturul ăsta pătrățos și textura ușor metalică prin care
Fereastra poate fi confundată foarte ușor cu una de aluminiu. Ce mai e spectaculos la fereastra asta, pe lângă suplețea pe care o vedem la nivel de profil, este și tipul de sticlă, pentru că în primele două foi de sticlă, lipite una de alta, se află o mică folie cu cristale lichide în acea folie, care cristale lichide sub influența unui câmp electric sau electromagnetic se poziționează și se mișcă pentru a deveni opace sau clare. Și asta se poate integra direct în sticlă, asta înseamnă că nu mai avem nevoie de jaluzele sau de perdele. Dar partea cea mai interesantă este că gradual sticla se poate opaciza cu fâșii din 15 în 15 cm. Adică nu doar toată foaia de sticlă deodată o închid sau o deschid, ci pot să vin să-mi fac în etape, fie în funcție de cum bate soarele, fie în funcție de ce nevoie de intimitate am. Și să vedem dacă apăsăm lung, se deschide, dacă apăsăm iarăși lung, se închide toată. Tehnologia asta până acum mai era disponibilă pentru sticle puse la interior, acum a devenit accesibilă și pentru ferestre care se montează pe exterior. Tot din zona de smart, mai e o chestie preluată de la ochelari. Știți că cei care mai aveți ochelari așa ca mine și aveți probleme de vedere și de sensibilitate la lumină, există aceste lentile heliomate care atunci când soarele bate foarte tare, se închid lentilele. Identic și aceeași tehnologie a fost preluată și pe foile de sticlă. Aici e o tehnologie bună, mai ales la birouri sau la ferestre de mansardă, unde ai lumină foarte puternică pe timp de vară. Și există această configurație de fereastră heliomată care la fel ajunge de la 50% opacitate la 99% opacitate în câteva secunde, așa cum fac și lentilele heliomate, și atunci devine 100% discretă sau te protejează 100% de intrarea razelor solare în casă pe perioada verii, lucru care poate să creeze supraîncălzire și de acolo în cascadă nevoie de răcire și probleme de confort. Bun, și acum zicem că băi, sticla asta este foarte smart, nu? Și poate că peste 10 ani se sparge sticla. Ce Dumnezeu facem? Că intrăm în panică. Păi, nu-i problemă, pentru că pe fiecare fereastră există un cod QR prin care putem să regăsim tot procesul de fabricație și trasabilitatea producției ferestrei. Ce face acest cod QR? Pe dacă îl scanăm cu un telefon, ne va deschide o fișă pe cloud-ul producătorului de la Rehau, prin care vedem fereastra ca desen de producție, vedem codul fereastră, ID-ul unic, data procesării, sistemul de ferestre, culoarea aleasă, dimensiunile geometrice, tipul de sticlă, configurația sticlă, de exemplu aici e 6-14-4-14-10, 48 de mm cu smart shading și cu privacy, datele despre feronerie, nivelul de securitate, texte adiționale. Adică rămâne informația digitală sau cum îi spunem și noi în birou, digital twin, în sensul în care poate că peste 10 ani ai pierdut e-mailul, ai pierdut oferta de preț, ai pierdut contractul, nu mai știi pe unde sunt, îți rămâne pe fiecare fereastră acest cod unic în care tu poți accesa informația ulterior. Nici nu mai este pe dischete sau pe stick sau pe CD, ca să știi că nu mai funcționează cu noul calculator. De aici tu poți să-ți comanzi eventuale piese care ți s-au stricat sau poți să soliciți mentenanță sau, repet, ți s-a spart sticla, știi că poți să o comanzi de aici direct la producător, pentru că toate informațiile sunt aici. Nu mai trebuie să mai vină nimeni să măsoare. Un lucru și mai interesant vis-a-vis de utilitatea acestor etichete este, de exemplu, tranzacționarea casei. Faptul că tu vinzi casa sau ai cumpărat o casă de la cineva care și-a pus astfel de ferestre și, repet, vrei să știi informații despre mentenanța ferestrelor. Le găsești accesibile pe baza acestui cod QR. Dincolo de partea de design și de estetică, din punctul meu de vedere, profilele sunt importante pentru contribuția lor termică, pentru că ferestrele rămân în continuare cea mai sensibilă parte dintr-o casă eficientă energetic, culmea și cea mai scumpă, dar și cea mai high-tech, așa cum am văzut și astăzi aici. Un alt aspect important în zona asta e cantitatea de material folosit, și anume ferestrele ocupă o bună parte din clădire și există această percepție de reciclare și de reintegrare în circuit a construcțiilor existente. Acum 20 de ani a venit moda primelor termopane, doar că profilele de atunci erau destul de slabe. Nu știm unde vom fi peste 30 de ani și ce se întâmplă cu clădirile construite astăzi peste 30 de ani ca cerință, ca performanță și așa mai departe. Ceea ce am văzut foarte
mult la Fensterbau frontale este aspectul de sustenabilitate și de economie circulară, respectiv reintegrarea în producție a resturilor, a deșeurilor din producția de PVC și chiar și a profilelor vechi. Și astfel de profile care au fost folosite sau le-am demontat dintr-o casă existentă, pentru că și-au depășit fie durata de viață, fie gradul de performanță, repet, nu știm unde o să fim peste 30 de ani, mă rog, știm unde o să fim, trebuie să avem construcții zero emisii și ca să fie 100% independent energetic, pot fi apoi reintegrate în producție prin reciclare, adică toate produsele de masă plastică sunt preluate, sunt tocate în resturi mici din care se fac peleți sau granule ce intră din nou în producție, granule din care se ajunge la producția profilelor noi de PVC, care sunt mult mai performante. Ce se observă pe capătul acestui profil este miezul mult mai colorat, făcut 100% din material reciclat și conturul exterior unde este pus material nou pentru a avea textură și culoarea dorită. Astăzi, aici la stand, cei de la Rehau vin cu peste 35% din producția lor făcută din mase plastice reciclate și industria asta polimerilor merge mai departe pentru că se caută, de exemplu, soluții de biopolimeri, respectiv de creare de mase plastice din uleiuri vegetale sau din biomasă. Diferența dintre unt și margarină, de exemplu, pentru că și margarina este făcută din uleiuri vegetale sintetizate. Asta iarăși pentru a reduce nevoia de extracție de gaz și petrol, care sunt materia primă pentru această industrie. Deci tehnologia profilor de PVC este într-o evoluție continuă și uite standardul la care se făceau ferestrele până acum, și anume 2.40 era limita superioară de fereastră pe profil de PVC, cu Artevo se poate ajunge până la 2.80 m și acum cu Rau Infinio, noua gamă de produse pregătită pentru 2040, adică pentru ceea ce se va întâmpla peste 16 ani, avem profil ce poate merge până la 3,20 m doar din PVC și fără armătură. Se poate face asta datorită tehnologiei noi de fibră armată pe toată lungimea profilului. Nu, asta nu e pleata lui șoflete, asta este noua generație de profile de fereste din PVC făcute integral din fibră armată. Și cu asta se poate ajunge până la 3,20 m înălțime de profil fără armătură metalică, ceea ce înseamnă performanțe termice bune, dar și performanțe de rezistență mecanică bună. Tipul ăsta de material este reciclabil 100%, ceea ce înseamnă că fereastra poate fi reciclată aproape la infinit fără să existe pierderi de material. Uite cât de mult evoluează tehnologia chiar și pe produsele de PVC și pe elementele de mase plastice și câtă informație și noutate se bagă în ferestre și cu toate astea noi în continuare montăm în România fereastra cu spumă în mijlocul golului de fereastră. Și cumva asta e ușoară dezamăgire de ceea ce se întâmplă în piață și de fapt ăsta este motivul pentru care facem toate aceste materiale video, să vă arătăm care este viitorul, care este realitatea și cum ar trebui să facem corect în România montajul de ferestre. Pentru montajul de ferestre aveți pregătit un playlist întreg, trebuie doar să-l accesați, în care am tot descris diverse moduri de montaj performant al unei ferestre, pentru că riști să pierzi tot know-how-ul ăsta băgat în fereastră. În momentul în care ai montat fereastra prost, ai pierdut o bună parte din calități și mai ales o bună parte din banii aruncați degeaba pe fereastră, pentru că pe la montaj îți scapă căldură și se formează, bineînțeles, condens și mucegai. Că tot vorbeam de inovații, lângă mine este o fereastră făcută 100% din PVC organic, adică din plastic rezultat din biomasă de origine vegetală, adică toate acele uleiuri sintetizate pe bază de biomasă de care povesteam, dar el este astăzi disponibil pe piață și în Germania și la comandă specială chiar și în România. Bine, are un preț care astăzi pentru noi, pentru piața din România, este foarte mare. În schimb, gama Artevo, cea care v-am prezentat-o la început, este disponibilă pe piața din România, inclusiv cu partea de sticle smart, acea sticlă care are cristale lichide, dar și sticla cu parte heliomată în ea. Așa că curaj să cereți oferte și pe această gamă și să comparați ceea ce primiți pe PVC cu aluminiu, tot timpul având ca referință aceiași indici de transfer termic pe profil. Asta e o recomandare sinceră pe care vi-o dau, pentru că fereastra, repet, este încă un punct vulnerabil în casă. Și e păcat, din nou, să dai o droaie de bani și să nu ai un produs care să te ține 30 sau 40 de ani și ca viață, dar și ca performanță. Construiește odată și bine de la început. Sper că v-a plăcut acest material video. Dați-l mai departe către prietenii voștri care urmează să-și construiască o casă sau să-și renoveze o casă, sau dacă aveți prieteni arhitecți sau care fac proiectare, să vadă și profile foarte slim, dar din PVC. Dați un like acestui material video și nu uitați să vă abonați, să ajungem și noi la 100.000 de abonați, să punem acea plăcuță deasupra biroului nostru de editare. Am fost pentru voi, Darius, Vlad și Marius.
cu reportaje tehnice de la Fensterbau Frontale 2024.